Să vă spun ceva. Eu acum câțiva ani l-am cunoscut pe Adi aici, în locația aceasta. Eu nu eram mântuită, eu nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Eu eram departe, eu cântam în lume. Am fost la X-Factor, la Vocea României, m-am dus peste tot, am vrut să devin cunoscută, am vrut să fiu o voce, am vrut să cânt. Dar eram nefericită, vreau să vă spun. Nu îmi găseam împlinirea, pentru că, da, m-am născut cu probleme de vedere și aveam handicapul ăsta și mereu am încercat să depășesc condiția asta. Și am vrut să fac mai mult pe propria mea piele și am vrut să demonstrez că eu sunt, că eu pot. Dar vreau să vă zic că niciodată n-am găsit fericirea până nu l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Slavă Domnului! Eu eram o fire care mereu mi-a plăcut să cunosc, să citesc, să caut, să descoper, să mă documentez, să învăț. Și am căutat, așa cum spunea fratele Tibi aici, în budism, în tot felul de religii, în tot felul de lucruri, dar n-am găsit. N-am găsit nimic. Și l-am întâlnit pe Adi. Și atunci Adi mi-a zis, eu sunt creștin. Și eu zic, o, Doamne, omul ăsta e cu Biblia. Zic, eu n-am citit niciodată Biblia, eu am citit tot felul de lucruri. Dar zic, Biblia asta eu n-am citit-o. Și atunci Adi mi-a zis, citește-o. Citește-o, nu mă crede pe mine, nu mă asculta pe mine. Dar citește-o tu, ca să te convingi, dacă tot îți place să citești, să te documentezi. Convinge-te tu singură. Și am citit. Și vă spun că n-am mai putut să rămân la fel. Biblia m-a schimbat, nu am avut încredere, eu eram foarte încăpățânată și nu făceam decât ce vroiam eu și nu ascultam de ce spunea gura lumii. Dar asta vă spun, asta vă îndemn. Când Domnul ne cheamă și El are un plan pentru noi, nu amânați. Nu amânați, pentru că și eu amânam și îmi venea mereu o voce și îmi spunea, eu mereu am fost perfecționistă și vreau să fac totul perfect. Și mereu venea și Satan la mine și spunea, nu ești pregătită. Nu e momentul tău. Mai așteaptă, mai citește, mai documentează-te, mai află. Pentru că încă nu e momentul să te botezi. Nu e pentru că dacă te botezi, după aceea trebuie să nu mai faci aia, aia altă. Nu e cazul. Mai așteaptă puțin. Vă spun asta celor care poate vă doriți de mult. Poate ați venit din familii creștine, dar nu aveți curajul încă să faceți pasul ăsta. Faceți-l, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos vă dă putere. Și mie mi-a dat, chiar dacă am avut emoții. Dar cineva m-a îndemnat și a zis, Dumnezeu îmi spune că e momentul tău astăzi, trebuie să faci pasul. Aleluia. Și fiind prezentă la un botez ca să cânt, am intrat eu însă în apa botezului, așa în hainele în care am îmbrăcat atunci. Și m-am botezat acum, cred că 2 ani, dacă bine mi-amintesc. Așa că vă rog din suflet, nu mai amânați și faceți pasul acesta și încredeți-vă sincer în Domnul, că El vă ajută, dar fiți sinceri în fața Lui. Pentru că dacă voi trișați, cu sufletul vostru trișați. Adevărat. Și pentru că asta știu să facem mai bine, vreau să-L laud pe Domnul din nou pentru cu o cântare. Vă rog să nu vă supărați pe mine că îndrăstesc și... Doamne, întărește-o! Cel rău ne ispitește, asta vă zic, dar prin Iisus Hristos avem biruință și cântarea se numește O nu-s mai tari ispitele ca harul. Harul Domnului biruie orice ispită. Amin! Mulțumesc și fratelui Marcel că Domnul a adus aici nu întâmplător și însu m-a ajutat. Am vrut să cânt cu negativ de dimineață, dar vă zic tot mai bine este să cânt cu un instrument. E altfel. Slavă Domnului, Domnul să te gândesc. Slavă, amin, amin. Nu-s mai tari ispitele ca harul ce l-ai primit ca să le poți răbda. Căci nu se cere întâi să urci calvarul, întâi primești putere de a răbda.
Căci nu sunt îi poverile sporite, ci îi primești puterea suferului. Și